Campania Descoperă puterea din tine este derulată de filialele Crucii Roșii din Prahova, Constanța și Brașov. Proiectul este finanțat de Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog. Consumul de droguri nu putem să-l neglijăm. El există atât în școli, licee, poate și în mediile universitare. Iar Crucea Roșie Română, prin aceste programe de prevenție pe care le are, a îndrăznit să intre în acest proiect care este de mare însemnătate, pentru că, de fapt, trebuie să fim alături de copiii noștri, de viitorul lor, de posibilitățile lor de a sta cât mai departe de aceste vicii. Dependența de droguri, de fapt, este o boală, conform DSM, este o boală și se tratează. Însă, din păcate, la nivel de percepție a populației, când vorbim despre un consumator de droguri, știm cu toții, și nu o să intru acum în detalii, cam care sunt apelativele pe care oamenii le folosesc, care este percepția și de cele mai multe ori consum de droguri sau consumator de droguri pentru foarte mulți oameni este egal infractor. Asta nu înseamnă că nu vorbim și despre consecințe juridice, însă, în primul rând, vorbim despre un om bolnav. Campania se va desfășura pe o perioadă de 6 luni și presupune diferite activități adresate tinerilor. Vom avea campanii stradale de conștientizare a consecințelor negative ale consumului de droguri, vom avea cort, vom avea standuri unde vom fi alături de toți tinerii care doresc să se alăture nouă prin demonstrații de prim ajutor, cu chestionare de evaluare. Bineînțeles că avem și această activitate, sportul, ca o alternativă sănătoasă pentru a petrece timpul. Avem acest teatru forum, care vom avea 5 sau 6 sesiuni de teatru forum. În această campanie sunt implicate și alte instituții care au legătură cu tinerii cu vârste între 15 și 25 de ani, principalii beneficiari ai acestui proiect. Cred că dintre toate activitățile pe care și le-au propus, faptul că vor avea ca target să implice formarea unor elevi ca viitor formatori, este lucrul cel mai bun. Cred că educația aceasta de la tânăr la tânăr, de la adolescent la adolescent, funcționează cel mai bine. M-am gândit foarte, foarte mult cum mă voi adresa eu tinerilor ploieșteni și din ce poziție. Din poziția de cadru didactic mă adresez în fiecare zi, din poziția de mamă, pentru că sunt și mama unui tânăr de 22 de ani și este firesc să fiu îngrijorată de fenomen în general, mă pot adresa pentru că am o relație perfectă cu fiul meu și îmi povestește foarte multe lucruri și lucruri care m-au îngrijorat de ceea ce se întâmplă la petrecerile tinerilor și peste tot unde se întâlnesc. Am o fică de 15 ani, care la rândul ei va fi voluntar în acest proiect. Dar poveștile mi-au strecurat așa o sămânță de teamă. Că oricui se poate întâmpla, chiar dacă am un copil olimpic, chiar dacă am o relație, exact cum spunea doamna Dulgheru, o relație extraordinară, suntem dincolo de mamă și fică, suntem prietene, știu că îmi spune tot, îi pot spune multe. Dar, repet, m-a scos din zona aceea și m-am văzut că se poate întâmpla oricui. Bugetul alocat acestui proiect se ridică la aproximativ 1.500.000 de lei.